ești asemenea unei vrăjitoare, flexibilă și curioasă. Comunicarea este forța ta și îți implementezi ideile foarte eficient și perseverent. Interesul față de tot ceea ce te înconjoară este frapant și atrage oameni care împărtășesc viziunea ta despre lume. Plăcerea conversațiilor intelectuale te atrage spre discuții inspirate, unde toată lumea încearcă să-și transmită punctul de vedere altora. Știi cum să câștigi atenția universală explicându-ți părerile cu mare dramă și claritate, spre deosebire de ceilalți. Tu respecti cu strictețe tradițiile vechi și te concentrezi pe preluarea cât mai mult posibil din experiența generațiilor anterioare. Tu îi recunoști pe alții ca fiind egali cu tine însăți, dar totuși te deosebești de ceilalți prin faptul că simți în mod constant o sete de informații noi necunoscute unui număr mare de oameni. Comportamentul și stilul tău de viață sunt în mare măsură determinate de căutarea punctelor comune de contact între epoci diferite. Semnul tău zodiacal aparține constelației Leu. Semnul zodiacal Leu este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități: loialitate, fiabilitate, redevență, demnitate, grandoare. Fiind în mod constant sub influența soarelui, ai abilități de conducere, poți fi un lider bun. Dotată cu inteligență remarcabilă, poți ocupa poziții de conducere în cele mai înalte eșaloane ale puterii. Dacă vorbesc despre calități morale, te caracterizezi prin bunătate, noblețe și onoare. Datorită naturii tale impulsive, ai tendința de a lua decizii grăbite, nu întotdeauna informate. Numai munca de zi cu zi pe tine însăți va permite să-ți direcționezi energia ta irepresibilă în direcția cea bună. Tu te consideri în mod rezonabil ca făcând parte din elita socială, ești nobilă și puternică, autoritară și egoistă. Încrederea în sine și capacitatea de a fi apreciată în societate sunt excelente, dar este util să înveți să te controlezi pentru a nu copleși pe alții. Cu toate acestea, generozitatea ta naturală te ajută, de obicei, la armonizarea relațiilor. Din exterior, pari a fi o persoană căreia totul îi este dat fără efort, fără probleme și aproape de fiecare dată. Cu toate acestea, secretul tău constă într-o capacitate de muncă echitabilă, care te ajută la atingerea înălțimilor sociale și în carieră. Guvernatorul tău astral este soarele. De la acesta tu primești strălucirea personală și integritatea. Soarele este favorabil numărului copleșitor de profesii masculine și a celor feminine care sunt asociate cu manifestarea propriului eu. Planeta ta în exil este Uranus. Lui Uranus îi poți mulțumi pentru lipsa de încredere, precum și pentru dependența de impresia celorlalți despre tine. Ești determinată, ai o voință puternică, ești intenționată, rațională, ești egoistă și capricioasă, dar în același timp, te distingi prin toleranța ta față de greșelile altora. Ești plină de compasiune, pasională, ești serioasă în privința partenerului, nu ești înclinată să construiești niște romane trecătoare, nu ești prea deschisă, nu-ți arăți întotdeauna emoțiile, dar ești destul de sensibilă. Tu preferi o formă de guvernare care are reguli și legea temporale. Cu toate acestea, nu insiști niciodată să urmezi orbește tradițiile. Oriunde lucrezi, ai încredere în căile și metodele noi, încercând să-ți îmbunătățești existența și să avansezi. Pentru tine, tradițiile sunt o realitate cu totul obiectivă, tu pari a trăi în tine însăți și în munca ta. Tu ești conștientă că cunoașterea istoriei, a culturii și a obiceiurilor, îți vor permite să faci alegeri libere, să salvezi ceea ce dorești și să renunți la ce este nedorit sau nefolositor. Da, tradițiile au convenții, dar nu ar trebui să fii considerată conservatoare sau reacționară. Modul tău de viață este adesea amețitor. Datorită atracției evidente pentru situații riscante, energia ta poate scăpa cu ușurință din echilibru. Din acest motiv, tu riști să-ți subminezi sănătatea și să-i aduci pe alții la epuizare. Colegii tăi pot fi chiar jigniți de infailibilitatea ta binecunoscută, de fapt,
ești capabilă să stârnești chiar și invidia neagră și ostilitatea în frații tăi mai puțin norocoși, care de multe ori te privesc ca pe o znoabă sau ca pe un tiran. Cu o conștiință mai profundă a puterii tale față de ceilalți oameni și cu limitarea naturii uneori complet incontrolabile, poți reuși semnificativ în munca ta. Prin reducerea tendințelor tiranice ale personalității tale, vei găsi prieteni fideli și loiali. Dacă vei renunța la înstrăinarea ta și la o ierarhie a valorilor cu privire la relațiile umane, alții te vor ierta cu bunăvoință pentru orice greșeli și păcate, făcute în mod voluntar sau fără consimțământ. Te distingi față de alții nativi din leu prin astfel de trăsături speciale, ești încrezătoare, interesantă, bună, puternică. Natura ta contradictorie puternică și mândră este în concordanță cu sentimentalismul, nevoia de iubire și admirație. Tu la nivelul fizic nu ai nevoie doar de atenție, ci de dragoste pe margini, renunțare, sacrificiu și dorința unui partener de a se dizolva în interesele tale. Cum afectează data de 12 august soarta ta? Ești foarte creativă. Tu diferi de ceilalți în concepția ta specială despre lume, gândirea flexibilă. Tu ai un stoc enorm de forță și energie. Principala ta sarcină în viață devine autoexprimarea. Ai cerințe înalte nu numai asupra ta, ci asupra celor din jurul tău. Îți place să fii în companie unor oameni de același nivel cu tine, sau mai buni. Doar datorită unui astfel de cerc social tu ai dorința de a lucra pe tine însăți, dorința de a atinge înălțimi. Universul te-a înzestrat cu o intuiție și o gândire logică. Nu este dificil pentru tine să găsești o cale de ieșire din orice situație de viață. Pentru tine este ușor de luat decizii și de a trage concluzii. Nu-ți place o viață liniștită. Ești urmărită de aventuri și evenimente extraordinare. Ești dornică să trăiești interesant. Adesea îți asumi riscuri, atât în dragoste, la locul de muncă, cât și în activitățile de zi cu zi. Acest lucru se poate încheia cu un eșec fatal. Pentru tine, este foarte important să aderi la tradiții și să utilizezi experiența transmisă de generațiile anterioare. În munca ta, folosești cunoștințele dovedite de timp. Ești fericită să înveți noi tehnici, metode, tehnologii care vor fi utile în activitățile tale profesionale. Tu nu ocolești nimic pentru a obține cantitatea maximă de informații cu privire la subiectul tău de interes. Vrei să deții ceea ce nu este disponibil altora. Viața ta se concentrează asupra găsirii unor puncte de contact între trecut și prezent, este asociată cu o auto-îmbunătățire continuă. Tu faci totul pentru a te deplasa cu încredere spre obiectiv. Ești cinstită, ai valori morale înalte. Urmezi regulile și legile care nu și-au pierdut puterea de-a lungul anilor. Ești încrezătoare că folosirea istoriei, a culturii strămoșilor noștri, a obiceiurilor de familie bine stabilite, îți dă libertatea de a alege, de a obține ceea ce dorești și de a scăpa de inutil. Poți fi considerată conservatoare, dar ești foarte progresistă. Uneori ești ignorantă, așa că ți repeți greșelile. Ca un magnet ești atrasă de situații riscante. Din acest motiv te poți confrunta cu probleme care îți subminează sănătatea. Căutând propriul tău beneficiu, poți toarce ultima fărâmă de la alții. Colegii tăi sunt deseori ofensați de faptul că nu au același succes ca și tine. Te așteaptă o carieră mețuitoare. Este necesar să iei în considerare numai interesele tale și să nu urmezi doar propriile tale ambiții. Dragoste și compatibilitate. Un lucru este sigur, partenerul tău nu se va plictisi niciodată cu tine. Imaginea pe care o creezi este entuziastă și romantică. Îți place să flirtezi, nu te poți grăbi să te angajezi într-o uniune pe termen lung și, prin urmare, ești foarte greu de interesat și de reținut în lanțul căsătoriei. Cea mai bună relație cu tine este formată cu semne controlate de elementul foc, leu, berbec și săgetător. Cea mai fiabilă este combinația cu gemenii care sunt luminoși, puternici și independenți, iar uniunea cu ei se bazează pe fundație cea mai solidă, interesele reciproce și capacitatea de a vă simți reciproc. De asemenea, perspective bune pot fi în relațiile cu balanța.
Esteți sofisticați din balanță și tu ca un lider luminos din leu puteți crea deseori alianțe foarte benefice pentru ambele părți. O alianță puțin probabil să reziste este cu opusul absolut al tău, vărsătorul. Alianța cu vărsătorul este posibilă numai cu condiția ca acesta să se conformeze rolului sclavului, ceea ce un vărsător nu poate nici măcar imagina, dar să accepte. O alianță nu prea bună te așteaptă cu Scorpionul și una nefericită cu Taurul, ambele sunt semne fixe, unde perseverența și respingerea dați recunoaște domnia, te vor îndepărta ușor. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Tu te-ai născut cu calități intelectuale. Sub auspiciile lui Jupiter poți schimba lumea. Planeta ta guvernatoare te înzestrează cu curiozitate, dorința de descoperiri, de a căuta adevărul. Ești caracterizată prin practicitate, raționalitate. Ești înzestrată cu talent comunicativ, preferi diversitatea. Cu cât mai multe obstacole în calea spre obiectiv, cu atât mai interesantă este sarcina și mai dulce victoria. Îți este ușor de a ajunge la înălțimi în carieră. Ești într-o anumită măsură o carieristă. Sfera intereselor profesionale în acest caz nu contează. Chiar dacă lucrezi pentru tine însăți, te vei strădui să devii cea mai bună într-o anumită industrie sau afacere. Scopul, inteligența, raționalismul te vor ajuta să-ți atingi obiectivul. Poți deveni om de știință cu descoperiri științifice importante, artist celebru. Sănătate și boli. Trebuie să te aperi de conflictele psihologice cu membrii familiei, în special cu copiii. Dacă joci rolul unui lider strict autoritar, atunci, bineînțeles, te poți aștepta ca mai devreme sau mai târziu, copiii să se răzvrătească împotriva ta sau, chiar mai rău, spiritul lor să fie complet ruptă de tine. Dacă vei cere ascultare de la partenerul tău de viață, vei reuși doar pentru o perioadă limitată de timp, chiar dacă va dura ani de zile, în cele din urmă, agresiunea care fusese suprimată și care izbucnește brusc se va vărsa peste tine. Prin urmare, pentru ca sănătatea ta să fie bună, este necesar să înveți să accepți punctul de vedere al celorlalți. Cel mai bun medicament pentru tine este distracția în combinație cu o dietă variată. Astfel de oportunități sunt oferite de tot felul de evenimente familiale și sociale. Principala regulă pentru menținerea sănătății tale este moderarea. În plus, nu trebuie să neglijezi inspecțiile de rutină. De asemenea, este recomandat să asculți opinia medicilor. Fără acest lucru, este cu greu posibilă menținerea sănătății timp de mulți ani. Soarta și norocul. Universul ți-a dăruit o personalitate extraordinară cu abilități creative. Te poți afirma prin muzică, pe scena de teatru, ești capabilă să devii un bun scriitor, inventator. Ai o intuiție excelentă, care te ajută analizând evenimentele, să tragi concluzii precise. În materie de bani vor exista urcușuri și coborâșuri. În viața de familie, de obicei, condiții normale. Sfaturi pentru tine. Ești prea sensibilă, ești ușor de jignit, iar insultele ți le amintești multă timp. După ce vei fi învățat să nu te mai simți ofensată, să ierți, vei putea să-ți îmbunătățești în mod semnificativ calitatea vieții tale, să te concentrezi pe rezolvarea problemelor cu adevărat urgente, în loc să plătești răzbunarea inamicilor. Învață să împărtășești și să asculți punctul de vedere al altcuiva și, cel mai important, să nu uiți să te relaxezi, să râzi și să te distrezi. Realizează cât de puternică este forța morală a dezaprobării tale. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, abordarea este mai importantă decât orice. Darul trebuie prezentat, nu este predat, dat, înmânat și așa mai departe. Pentru ziua ta de naștere, tu ca o leoaică, regina fiarelor, îți place să accepți daruri, de preferință într-o atmosferă de solemnitate și teatralitate. Procesul ar trebui aranjat cât mai pompos posibil, florile într-un coș, oaspeții într-un semicerc, tu în centru, de preferință într-un fotoliu, cum ar fi un tron,
pe care apoi îl poți părăsi ca respect pentru valoarea cadoului. Felicitarea este de dorit a fi ideal de mare, să aibă obligatoriu flori și litere aurite, să conțină mai întâi laude și aprecieri la adresa ta, și abia după aceea urarea în sine. Darul în sine ar trebui să fie înfășurat în hârtie de aur, cu o butonieră imensă în loc de un ax sau scoci. Nu poți face economii la cadouri pentru tine. Cadoul trebuie ales într-un stil elegant și scump, evitând falsurile. Numai exclusiv și real. Pentru tine se potrivesc lucrurile pe care să te odihnești, doar tu nu te-ai născut să-ți îndoi spatele. Cel care îți pregătește un cadou ar trebui să-și amintească că nu-ți plac tonurile plictisitoare, dar preferi cele luminoase, vesele. Vei accepta cu plăcere operele de artă pe care te consideri a fi cunoscătoare. Nici o bucurie nu se va vedea pe fața ta, primind, deși scumpă, o copie după un Rembrandt. Este mai bine o pictură a unui artist de stradă necunoscut, dar unic. Dacă acest cadou este pentru o sărbătoare comună, de exemplu, anul nou, atunci ar trebui să ți se dea un cadou cât mai solemn posibil. Tu nu te plictisești niciodată de decorațiuni, dar nici de niște bijuterii, evident că din aur. Stilul tău este al lui al XVI-lea. Luminozitate, pompă, aur, cel puțin aurit. Nu trebuie uitat în colț, dar într-un loc proeminent, pentru a grava monograma ta. Tu ești foarte mândră de numele tău, așa că, dacă dăruitorul găsește hârtie de aur, pentru a imprima câmpul în care este numele tău, sau numele tău va fi tipărită de mai multe ori cu aur, atunci este imposibil să vezi un balsam mai bun pentru sufletul tău. Să ți se dea orice mizerie pe care este scris numele tău, o vei arde, iar darul își va găsi refugiul în cel mai proeminent foc. Florile de ziua ta sunt foarte potrivite. Orhidee, trandafiri, stacojii te vor încânta. Vorbind despre bijuterii de aur, de preferință, trebuie comandate individual la un bijutier, ar trebui gravate cu inițialele tale. Telefoane, tablete, numai cele mai recente modele și mărci de prestigiu. Parfum, cosmetice, de la producători de renume. Același lucru este valabil și pentru haine și accesorii. Aceste elemente ar trebui să fie la modă, extravagante. Culoarea ar trebui să fie portocalie, roșie sau galbenă. Nu trebuie să uite careva de tratamentul pentru tine. Pentru masa festivă, îți va fi util un cadou ca o cutie elegantă de ciocolată, o sticlă de șampanie de marcă sau chiar un pachet de super delicatese de peste mărșițări. Un cadou preambalat din supermarket, îl vei considera un comportament inadecvat, ba chiar un cadou înjositor. Ca pisică grațuloasă, adori confortul și, prin urmare, poți accepta o pătură de lux, o pernă elegantă, o pernă cu paiete sau o vază de flori strălucitoare nu te va mulțumi cu caracterul său practic, ci cu aspectul original. Dacă cineva nu este decis sau nu are nicio idee despre ce să-ți dea cadou, atunci problema poate fi rezolvată prin plasarea banilor într-un plic frumos colorat. Vei decide pentru tine însăți ce să cumperi ca dar și apoi să-i spui despre asta. Nu vei uita niciodată valoarea darului și vei căuta să-l onorezi pe donator în egală măsură de ziua lui. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.